Și am venit din nou într-o zonă minunată de munte, sunt la o înălțime de 1400, ceva de genul, nu știu exact. Am venit din nou la această minunată biserică, la San Domenico, da, la moaștele Sfântului Domenico, dragii mei. În această zi minunată de duminică, voi știți destul de clar că atunci când eu pot vin, da, acolo este biserica, o vedeți, sunt moaștele Sfântului Domenico. Și bineînțeles, dragii mei, voi trece la slujbe pentru sănătate, pentru toți abonații mei, pentru mine, pentru familia mea, pentru familiile voastre și bineînțeles, punem și dușmanii ca de obicei, cum v-ați obișnuit cu mine, la loc de cinste, da? Pentru toți dușmanii voștri, pentru toți dușmanii mei, ia uitați cât este de frumos, cum se vede strada, sunt la înălțime eu aici. Și vorbim aici, deci voi știți că sfinții și moaștele sunt vii, chiar dacă nu par a fi vii, ei sunt vii, spiritul lor trăiește în Domnul Iisus Hristos, da? Și nu uitați, dragii mei, să vă lăsați scris sub acest video și sub toate videourile care eu le fac, dușmanii voștri, așa, vedeți că suntem deasupra norilor, că se vede ceață, uitați cât este de frumos, să vă lăsați scris dușmanii voștri, da, care voi aveți. Toți dușmanii, dacă nu știți numele lor, să lăsați dușmani știuți și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți, dar care aveți dușmani care chiar într-adevăr vă fac rău și nu se potolesc, lăsați-i scriși, pentru că eu în noaptea de ziua morților, în noaptea în care se sărbătorește ziua morților, voi merge la cimitir cu un ritual foarte puternic, atât pentru dușmanii voștri, cât și pentru dușmanii mei, da? Și intrăm în Sfânta Biserică, dragii mei. Aici unde sunt moaștele Sfântului Domenico. Haideți să vedem cum deschidem. Ia uitați, asta este biserica unde sunt moaștele. Știți că am mai venit aici, voi aprinde și lumânări, voi scrie pe listă, uitați cum se scrie pe listă. Deci astăzi, da, se scrie rugăciuni și se scrie pentru vii, pentru morți, da, vom trece atât rugăciuni pentru sănătate, bineînțeles, pentru pace, pentru prosperitate, pentru voi toți, pentru mine, bineînțeles, să avem sănătate, să avem liniște, să avem înțelegere în casă, în familie, că asta e cel mai important, familiile să fie unite. Da, dragii mei. Și voi merge, bineînțeles, și la moaște, unde mă voi ruga pentru voi, pentru mine, pentru sănătatea voastră și, bineînțeles, și pentru dușmani. O să-i punem la loc de cinste așa cum merită, da? Toți dușmanii voștri și toți dușmanii mei vor fi puși la loc de cinste. Pentru că asta este, dragii mei, ce să facem? Și, bineînțeles, ne vom ruga. Ia uitați cât este de frumos istoria sfinților. O biserică minunată, cu o conotație foarte puternică. Aici vine foarte multă lume, da? Și suntem în fața la Sfântul Domenico, uitați-l aici. Un sfânt foarte puternic, care face miracole, dar în același timp și pedepsește. Voi face o listă, bineînțeles, pentru toți dușmanii știuți și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți și voi băga în această raclă la picioarele Sfântului, da? Sfântului Domenico. Și bineînțeles, și pentru dușmanii voștri, pentru dușmanii mei, mă voi ruga pentru sănătatea voastră. Este un sfânt care purifică, care face bine, bineînțeles, care aduce sporul de bani, care aduce prosperitate în viețile voastre, care aduce pace, liniște și înțelegere. În primul rând, sănătate aduce și va pedepsi foarte mult dușmanii, da? Nu sunt biserici satanice, cum spun alții, sunt biserici foarte importante pe unde umblu eu și voi știți lucrul ăsta mai bine decât mine, da? Voi știți cei care eu v-am băgat la moaște că ați avut rezultate foarte pozitive, mulți dintre voi și puteți să și confirmați. Eu dacă vin, mă rog, din suflet, nu vin neapărat pentru mine, vin pentru voi în primul rând, pentru că eu știu să mă protejez și să-mi iau protecții, da? Și mă voi ruga la acest minunat Sfânt Domenico, atât pentru voi cât și pentru mine, dragii mei. Voi face listă, voi scrie lista imediat
pentru toți abonații mei și pentru toți cei care sunteți atât pe canalul de YouTube cât și pe TikTok, da? Și pentru toți dușmanii știuți, neștiuți, cunoscuți, necunoscuți, ai voștri și ai mei. Pe limba lor să meargă, da? Așa că, dragii mei, ia uitați ce frumoasă este biserica. Voi merge, bineînțeles, și voi aprinde și lumânări, în primul și în primul rând. Da, iubiții mei, aici zice că va fi sărbătoarea, vedeți, joi. Va fi sărbătoarea, asta a fost joi în 8 august, da? S-a sărbătorit Sfântul Domenico. Așa că mă voi ruga, dragii mei, și pentru voi. Mă rog și pentru voi, mă rog și pentru familia mea. Voi merge în primul rând să aprind lumânări, să scriu și lista, da? Chiar dacă aici se scrie în românește, nu în italiană. Haideți să scriu. Eu am scris în românește, uitați, pentru toți abonații mei de pe YouTube și familiile lor. Și voi scrie și pentru dușman și așa mai departe, da? Uitați, și am scris și pentru toți dușmanii, cunoscuți, necunoscuți, ai voștri și ai mei, da, dragii mei? Așa că știți, dragii mei, că eu ceea ce promit, aia fac, da? Ați văzut că am scris și bineînțeles că voi duce lista acolo la racla lui Sfântul Domenico, da? Aceste moaște minunate care, bineînțeles, va face treabă. Voi aștepta să vină și preotul, voi vorbi și cu preotul, da? Vă voi trece și la preot pentru sănătate, în primul rând, pentru toți cei care aveți probleme de sănătate, pentru toți cei care aveți probleme grave, da? De neînțelegeri, de farmece, de blesteme, de așa mai departe. Vă voi trece, dragii mei, la slujbe, pe cel puțin o săptămână, două, cât se face aici, da? Și voi vorbi și în legătură cu toate problemele care voi le aveți, atât voi cât și eu, da? Cu toate că eu nu am probleme, eu n-am nicio problemă, dar vorba vine, știi? Probleme au alții, nu am eu. Așa că, dragii mei, uitați ce cale frumoasă, ați văzut că am scris, acum aștept de acolo să vină preotul, aștept să vină. Ce vă pot spune? O duminică minunată și binecuvântată, plină de pace, de fericire, de dragoste, de armonie, de îndeplinirea tuturor dorințelor. Nu uitați ce v-am spus, să lăsați scris, da? Pe toți dușmanii voștri care voi aveți, bineînțeles, pentru această minunată ceremonie care eu o să o fac fix când se comemorează ziua morților. V-am pupat, dragii mei, împreună cu moaștele Sfântului Domenico. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă dorim tot binele din acest univers.